Bună, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adriana și astăzi discutăm despre masturbare. Dacă nu știați, luna mai este dedicată masturbării și descoperirii corpului. Așa că astăzi vreau să vorbim despre beneficiile masturbării. Totuși există o diferență foarte mare între femei și bărbați când vine vorba de masturbare. Bărbații nu au nicio problemă cu asta, dar sunt foarte multe femei care nu se masturbează din diverse motive, dar o să discutăm un alt clip despre asta. Dacă vă interesează legat de femei, chiar am un clip, se numește Masturbarea și femeile, inclusiv tehnici și diverse lucruri. Dacă sunteți interesate, doamnelor, puteți să vă uitați și la acel clip. Nu contează dacă ești căsătorit, căsătorită sau sunteți singuri, este foarte important să aveți grijă de voi, chiar să fie ca o rutină de îngrijire această masturbare. Și hai să trecem la beneficiile masturbării. Ca prim punct ar fi un mod de a elibera tot stresul, emoțiile adunate de peste zi și chiar inclusiv să îți faci upgrade la mod. Dacă poate te simți așa mai, nu mă simt în apele mele astăzi. Masturbarea vă poate ajuta să vă eliberați de această stare și să aveți o zi minunată. Prima masturbare, bineînțeles, există și un cocktail eliberat de endorfine, dopamină, serotonină și toate astea sunt la baza unui mood mai bun. Numărul 2 ar fi că te ajută să ai un somn mai bun. Și aici, orică, dacă ați observat, domnii recurg foarte des la lucrul ăsta, la masturbarea înainte de a dormi, pentru că îi eliberează de stres și este cumva ca un boost. În loc să iei ceva pentru dormit, apelezi la masturbare și totul vine de la sine, da? Vei avea un somn mult mai liniștit. Asta deoarece cortizolul scade, da? După masturbare, după eliberarea dopaminei și automat corpul se reglează și vei avea un somn mult mai liniștit. Următorul punct ar fi creșterea libidoului. Știm că foarte multe femei suferă, este o diferență mult mai mare între femei și bărbați. Multe femei au un libido scăzut sau chiar lipsa acestuia, așa că vă recomand masturbarea pe post de ajutor. Cu cât o faci mai mult și mai regulat, să zicem, cu atât corpul tău va fi învățat. Cumva tu îi amintești corpului tău că este nevoie și de acest lucru. Dacă tu nu faci sex din plăcere și nu ai o plăcere, da, în timpul sexului, libido-ul scade, dar apelând și la masturbare, lucrurile se pot schimba în bine, inclusiv să discutați, comunicați mai bine, da, și corpul își reamintește, da, și libido-ul va fi așa cum trebuie, pentru că aici este implicat și hormonul numit testosteron și lucrurile vor fi mult mai bine. Așa că, doamnelor, profitați de lucrul ăsta. Viața sexuală în cuplu ar putea fi mult mai bună dacă apelați la masturbare. Și aici vine vorba ori de masturbarea mutuală, care poate chiar înlocui un act sexual, sau pur și simplu masturbarea separată, fiecare, da, în treaba lui, și lucrurile se pot îmbunătăți în relație, pentru că și voi sunteți mai deschiși spre sex, sunteți mai liniștiți, mai puțin stresați. Bineînțeles, esențial este comunicarea, dar masturbarea este un mod extraordinar de a îmbunătăți relația. Și de ce spun asta? Deoarece tu, masturbându-te, vei ști cum să-ți îndrumi partenerul spre ceea ce îți place și cum îți place. Și aici vine vorba și de femei și de bărbați, dar în special femeile. Dacă voi vă cunoașteți corpul, vă masturbați, știți ce vă place, cum vă place, poți să îndemni partenerul să facă aceleași lucruri și automat veți ajunge inclusiv la orgasm și nu numai, veți avea o viață
sexual în cuplu fericită. Dacă nu ați știut, aflați acum. Masturbarea poate îmbunătăți inclusiv sistemul imunitar, deci este un plus, așa că poate dacă vă simțiți mai rău într-o zi sau simțiți așa că vă paște o răceală, puteți apela și la lucrul ăsta, vorba aia, aspirina săracului. Un alt motiv pentru a vă masturba ar fi, și aici vorbim pentru doamne, pentru fete, durerile menstruale. Dacă suferiți de dureri la menstruație, masturbarea chiar poate fi un analgezic natural. De ce zic asta? Prin masturbare se eliberează diverse, oxitocină, crește și fluxul de sânge în zona uterină, da? Și automat nu vor mai fi acele contracții dureroase și asta este un ajutor natural la care voi puteți să apelați în caz de dureri menstruale. Acum vreau să vorbim despre mușchii pelvini. Da. Prin orgasm obținut din masturbare, musculatura pelvisului, da, se contractă. Și asta este un motiv foarte bun de a îmbunătăți cumva musculatura și aici inclusiv poate dacă ați născut sau vă îndreptați spre menopauză, este un mod extraordinar de a lucra musculatura pelvisului pentru că se contractă automat atunci când te masturbezi și ai orgasm. Un alt motiv ar fi și îmbunătățirea funcției cognitive, având acea eliberare de dopamină. Creierul va putea fi mult mai atent, mult mai focusat, adică tu ca persoană te vei focusa mai bine, inclusiv cu învățarea, dacă poate înveți, da, această dopamină te poate ajuta, eliberată natural, da, te poate ajuta să fii mult mai atent la studii. Am putea zice că este egală cumva cu meditația. La fel, meditația este un mod extraordinar de a te concentra. Din motivele mele favorite ar fi că îți va crește stima de sine. Și de ce zic asta? Pentru că tu știind ce îți place și cum îți place și știind că ai un corp care funcționează într-un anumit mod și tu ai control asupra acestor lucruri, stima ta de sine va fi mult mai ridicată atunci când vei ajunge inclusiv în dormitor cu o persoană. Și aici la femei îți vei vedea corpul tău cu alți ochi, te vei iubi. Atunci când vine vorba de self-love, masturbarea este un must. Și cumva îmbrățișează toate lucrurile astea și îți vei simți corpul altfel și te vei iubi pe tine și te vei cunoaște, te vei accepta așa cum ești. Un alt lucru ar fi că tenul tău va fi mult mai strălucitor, fața ta va fi mult mai luminată pentru că și tu vei fi mult mai fericită. Bineînțeles, mai fiind luna masturbării, puteți să sărbătoriți așa cum vă doriți. Dacă nu aveți nicio jucărie, vă încurajez să vă cumpărați una sau pur și simplu vă folosiți de mână, degete. Acum, orice lucru trebuie făcut cu răbdare, da? Și aici vorbesc pentru femei în general, pentru că ele au problema asta cu orgasmul, pentru că au foarte mult stres, da? Urmăriți celălalt clip dedicat vouă, da, femeile și masturbarea. Acum, dacă simțiți că lucrul ăsta vă iasă din control, puteți să cereți ajutor. Dacă este asociat și cu pornografia, un consum excesiv de pornografie și simțiți cumva că va sări din mână lucrul ăsta, puteți să cereți ajutorul fără nicio problemă, nimeni nu vă va judeca. Cam asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în comentarii, o să las și celelalte rețele sociale, inclusiv Instagram, acolo mă găsiți zilnic, putem comunica. Da, vă pup și spor la masturbare. Bye, bye!